Tu, ce faci? Cum stai cu coronavirus? Ai stat în casă? Eu nu prea văd că stai în casă, nu prea văd că stați în casă, pentru că aici nu prea vă găsesc. Deci, nu prea vă găsesc. Nu știu ce se întâmplă, înseamnă că nu stați în casă. Nu stați în casă. Băi, dacă nu stai în casă, vin după tine, mă. Băi, vin după tine și se vezi atunci. Să vezi, bine? Bun, nu e nicio problemă. Merg mai departe, e? Și după cum iese și titlul, cum să faci primii 100 de abonați. Și de obicei, în canal, când tu deschizi un canal, nu uita un lucru, omule drag, copile drag, fată dragă, tot ce care doriți să vă abonați la canale sau tot ce care doriți să susțineți un canal, să o faceți. Acum vreau să zic că a face un canal de YouTube în ziua de astăzi este din ce în ce mai greu. De ce? Pentru că YouTube a schimbat unele legi, unele lucruri ale lui și au unii roboți virtuale care, dacă vede că faci conținut de calitate, poți urca în căutările lor când sau să te recomande în alte canale când tu postezi și ce postezi, nu? Din ce în ce este mai greu, pentru că în urmă cu 10 ani YouTube putea să urce oricine un video și mi-a devenit viral. Imediat avea mulți abonați și mai departe. Acum, în schimb, nu. Cum poți ajunge la 100 de abonați? La primii 100 de abonați. Ăsta este cel mai greu lucru. Conținutul tău trebuie să fie scurt, trebuie să fie bine editat și conținutul tău trebuie să fie atrăgător la public. Unele conținuturi pe care astăzi oamenii doresc să le vadă, nu este ceea ce fac eu, cum mă vedeți pe mine, că pe mine nu prea le place mult pentru că sunt așa mai negru, dar le place să vadă animalele de companie, câini, pisici, broască și așa mai departe. Pentru că sunt persoane care iubesc foarte mult animale, atunci ei doresc să vadă acest tip de lucru. Dacă ai animale, păi poți să faci acest lucru, poți să faci un video scurt cu diferite părți din viața, din ziua respectivă a unui animal. Nu pui un video de 3 minute cu o simplă filmare de 3 minute în care pui mai multe video ăla, prins momente frumoase cu animalul, pui alt moment în altă zi sau un alt moment frumos cu animalul și atunci le editezi, le tai și le pui împreună ca să faci un video frumos. Asta este primul pas pe care tu trebuie să-l faci, să ai grijă la conținutul pe care îl creezi. Pentru că dacă nu ai grijă la conținutul pe care tu îl creezi, oamenii la primele 10 secunde, nici n-apuci, vor dispărea de pe canalul tău și spui nu am abonați și nici vizualizări, ceea ce se întâmplă la toți, bineînțeles. A doilea punct pentru a avea 100 de abonați ajunge, că și pe mine m-a costat să ajung la 100 de abonați, adică a fost foarte greu și este în continuare foarte greu pentru că conținutul meu nu prea atrage mai pentru că le frică de mine, dar suntem în 2020 și conținutul trebuie să fie diferite de toate celelalte conținuturi, așa că exact cum ai deschid o firmă, nu? Pe piață intri și tu vinzi covrigi și ăla de la colț vinde covrigi. Ce te face pe tine diferența între ăla și tine? Pentru că tu, poate, gramajul tău este mai mare, puțin decât a celuilalt, calitatea este un pic mai bun decât a celuilalt, atunci prețul la fel este puțin mai bun decât celuilalt și așa crește afacerea ta și atragi clienții, bineînțeles, la tine, la magazinul de covrigi, dacă vecinul tău îl are la fel. Să pot avea același conținut mai multe canale? Sigur că se poate. Fiecare conținut este diferit și îl face. Fiecare persoană are dreptul să se aboneze la fiecare. Bun. Vorbeam de 100 de abonați la care poți să ajungi. Exact cum am făcut exemplu, nu? Ce trebuie să faci? Când cineva deschide o afacere, faci o mică publicitate. Adică, astăzi avem atâtea rețele de socializare în care putem să ne facem publicitatea canalului nostru. Putem trimite prietenilor noștri din WhatsApp linkul canalului când ne-am deschis. Putem trimite pe Facebook prietenilor noștri la fel. Sau ne înscriem într-un grup pe Facebook și acolo postăm o dată pe zi acel video pe care noi l-am urcat, acel link. Deci, a doua posibilitate sunt rețele de socializare. Nu uitați, sunt foarte puternice rețele de socializare astăzi pentru a crește la 100 de abonați. Este TikTok, la fel, în care video este foarte scurt, de aproximativ un minut și îl poate vedea foarte multe persoane. Atunci tu acel video care este de 2-3 minute, îl poți face de un minut, îl pui pe TikTok și acolo pui la opțiunea să intre pe canalul de YouTube la tine să îl vadă. Așa sunt pașii pentru a ajunge la 100 de abonați într-un timp în care este relativ. Primii 100 de abonați sunt cei mai greu pentru că pe urmă acei 100 pot să vorbească, te pot recomanda și urcă în continuare abonații. Dar este foarte greu, acesta este un lucru din ce în ce mai greu pentru că v-am spus la început, conținuturile de YouTube care sunt acum, creatorii de conținut care fac acum sunt din ce în ce mai buni, mai buni, mai buni, pentru că este ca și o afacere, bineînțeles. Și oamenii aleg, au de unde să aleagă. În urmă cu 10 ani, cu 20 de ani, nu era așa de multă creativitate, erau mai puțini care făceau acest lucru și acum lucrurile s-au schimbat. Dacă dorești să te abonezi la canalul meu, păi abonează-te
continuă, pentru că vom vorbi diferite teme aici. Aici nu este numai un canal despre una și alta. Este adevărat că poate un pic chestia asta derutează pe oameni. Este adevărat. Dar acum ți-am explicat cum poți ajunge la primii 100 de abonați. La primii 100 de abonați într-un timp foarte cât de cât relativ, să nu spun foarte scurt, dar cât de cât relativ, pentru că totul depinde de ceea ce faci tu. Totul depinde de cum ești creativ. Așa că până pe data viitoare, să auzim că ai crescut. Și nu uita să-mi dai un like, da? Să nu uiți de semnele astea, că sunt foarte importante și pentru tine și pentru mine.